spuneai că ai o întrebare pentru domnul profesor. Da, o întrebare care nu mă chinuie, nu mă macină, că știu că există răspuns. Este adevărat că nu toți oamenii care trec pe lângă noi, ei și există cu adevărat? Vreți să fiu sincer și foarte sincer? Mă interesează sincer. Sinceritatea și foarte mare, o să, mare sinceritate. O să vă spun ceva. Eram prima mea facultate, prima mea specializare, optică, m-am jucat cu holografiile, am avut laborator de holografie în Politehnică, catedra de mecanică fină și optică. La un moment dat am învățat despre holograme, holografie. Acest trup este o hologramă într-o densitate de energie medie. Acest trup vibrează în permanență și vibrează în funcție de emoții și sentimente trăite, în funcție de legătura divină dintre suflet și Dumnezeu. Sunt oameni care sunt cu suflet și poate cu mai puțină cantitate de suflet, că nu pot să mă exprim altfel. Oameni goi, că se spune exact. Că sunt goi. Ei bine, sufletul legat de Dumnezeu este marea resursă divină a omului, acestui trup. Sufletul acesta face minuni, dar printre noi sunt și oameni, nici nu știu cum să le spun, cyborgi, roboții, sunt exact ca noi, dar dacă la un moment dat sufletul este ajutat să părăsească trupul, așa cum chakrele pot fi bombardate, la un moment dat mulți dintre noi prin suflet au pierdut sau au fost ajutați și sunt ajutați astăzi să pierdă legătura cu Dumnezeu. Da. Aurelian, ai întrebat asta, ai avut această senzație că trec oameni goi pe lângă tine? Sau când... Senzația am avut-o și nu odată, dar n-am știut să explic. N-am știut să explic și când am pus întrebarea cuiva, mi-a dat o informație mai brută, cum că da, într-adevăr așa este, parte din ce mi-a spus dumneavoastră mi-a spus și persoana respectivă și mi-a zis, în schimb trebuie să ieșim la numărătoare, într-un fel. De aceea sunt foarte mulți, dar de altfel nu mulți. Mai avem doar un minut la dispoziție. Aș vrea să ne spui dacă te-a marcat această experiență sau te-a ajutat în vreun fel ulterior. M-a marcat de moment ce vorbesc despre ea după atâția ani de zile, cu dorința de repetiție, deci e clar că îmi doresc să o repet, dar de data aceasta am un pic mai documentat ca să știu despre ce e vorba. Aia e sursa. Bun, e o deschidere, e clar, da. Mai suntem și tizi. Nu știu cât m-a ajutat, dar de încurcat nu m-a încurcat. E o vorbă, dacă nu poți face bine cuiva, măcar nu-i face rău. Eu cred că ce mi-a făcut cu mâna mea, ce mi-a făcut singur cu mâna mea, a fost în ajutorul meu. Probabil că se vede și în activitatea pe care o fac de 30 de ani. Ce ați recomanda lui Aurelian după o astfel de experiență? Experiențe de extracorporalizare nu le primești decât dacă mai întâi treci prin prima etapă, umilință, modestie, smerenie. Deci o conștiință înaltă. Exact. Experiențele sunt fantastice și o să vă răspund doar atât la întrebarea de ce eu sunt pentru decorporalizare sau extracorporalizare conștientă. Pentru că spiritele aduc cunoaștere pe pământ. Și scap și de frica de moarte, bănuiesc. Scap de frica de moarte. 3. În primul și primul rând îți însănătoșești tu autovindecare. You can heal yourself. Autovindecare. 4. Poți să-ți vindeci copiii, părinții de boli așa zis incurabile. 5. Nu mai să aduci cunoștințe pe pământ. Dar atenție, să nu credeți că nu sunt riscuri. Pentru că pe pământ sunt multe entități, cum zice Biserica noastră Ortodoxă, cele văzute și nevăzute și cele neauzite, sunt multe entități care vor să cam domine pământul, care vor să cam domine umanitatea. Asta, dar este, nu un cred alt... că de acum. Asta, iată, este un alt subiect pentru cu drag, o emisiune putem să de viitoare. De când a apărut, de când s-a format pământul există. Evident, evident. Vă mulțumesc, domnilor, tare mult că ați fost astăzi. Dar trebuie să credem în Iisus, orice ar fi. Toate aceste informații, mult succes în activitatea ta.